Vă salut în numele Domnului Iisus, iar pe aceia care sunteți la zi cu citirea Bibliei, vă felicit pentru consecvența dumneavoastră. Tot textul de astăzi din Cartea Levitic ne vorbește despre sfințenie, iar Domnul spune, eu sunt Domnul care vă sfințesc. Dumnezeu face lucrarea aceasta, dar El vrea să rămânem în sfințenia aceasta. Voi fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Dumnezeu spune, eu v-am pus deoparte ca să fiți ai mei. Și acest pus deoparte înseamnă tocmai sfințenie, adică să fim diferiți de lume, de mersul ei, de mizeria ei, să fim deoparte. Pe vremea aceea nu era așa de simplu să rezolvi problema păcatului. De ce? Pentru că am văzut în capitolul 4 și 5, cel care păcătuia trebuia să vină la altarul Domnului cu vițelul, cu oaia, cu berbecul. Și asta costa. Nimeni nu-și permitea să trăiască o viață în păcat pentru că rămânea fără turme. Pe de altă parte, nu doar pierderea sau costul, dar era și o rușine. Cortul întâlnirii, acolo unde trebuiau duse jertfele, se afla în mijlocul taberei lui Israel. Cel care aducea jertfa pentru a fi iertat trebuia să traverseze prin fața oamenilor, prin fața întregului popor, cu vita, cu oaia, cu berbecul. Și imaginați-vă că nu era așa de simplu. Probabil că oamenii se uitau și spuneau, iar a păcătuit asta. Astăzi pare mai simplu, dar în realitate, atunci când păcătuim, pierdem mai mult decât un vițel sau o oaie. Pierdem binecuvântarea lui Dumnezeu, pierdem protecția lui Dumnezeu. Pierdem purtarea Lui de grijă și cel mai grav lucru, pierdem prezența Domnului. Deci, dragii mei, trebuie să fim sfinți. În Psalmul 43 vedem care este refugiul psalmistului și dorința de a ajunge acolo. Unde? La muntele cel sfânt al Domnului, adică în prezența Lui Dumnezeu. La altarul Domnului, care ar trebui să fie bucuria și veselia noastră. Dar numai cine trăiește în sfințenie poate urca pe muntele cel sfânt. Numai cine trăiește în sfințenie poate sta în prezența lui Dumnezeu. Numai cine trăiește în sfințenie se poate bucura și se poate veseli la altarul Domnului. Numai cine trăiește în sfințenie poate spune sufletului său, nădăjduiește suflete al meu în Domnul. Cel neprihănit, ne spune Scriptura, îndrăznește ca un leu tânăr. Cel păcătos fuge. Vă aduceți aminte de David care spune, unde mă voi duce departe de fața ta? Dar de ce să fugi, David? Numai păcatul ne împiedică să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să trăim în sfințenie. În Proverbe, capitolul 10, vedem câteva din pericolele care ne murdăresc, ne distrug sfințenia. O ură ascunsă duce în cele din urmă la o viață mincinoasă. O lipsă de caracter, de valori, duce la răspândirea bârfelor. Toate acestea sunt păcate. Nu există justificare pentru ură, pentru minciună, pentru defăimare. În contextul în care știm că Dumnezeu ne vrea sfinți, cel ce face lucrurile acestea, spune Cartea Proverbelor, este un nebun. Trebuie să fim sfinți. Iar în Marcu, capitolul 9, îl vedem pe Petru, Iacov și Ioan, care au parte de o experiență extraordinară. Împreună cu Domnul Iisus pe munte. Ei au văzut acolo cum Domnul Iisus și-a schimbat înfățișarea. Au întrezărit ceva din frumusețea lui Dumnezeu, din măreția lui, din strălucirea lui. Apoi au văzut cum Domnul Iisus a stat de vorbă cu Moise și cu Ilie. Și în cele din urmă au auzit mărturia lui Dumnezeu Tatăl din ceruri, care a mărturisit despre Fiul Său. Deși ne spune Scriptura că au fost înspăimântați de experiența aceasta, totuși, din cuvintele lui Petru, înțelegem că le-a plăcut foarte mult. Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Cu siguranță și dumneavoastră ați avut experiențe extraordinare, ori de câte ori ați urcat pe munte în prezența lui Dumnezeu. Probabil că ați trăit clipe, așa cum am trăit și eu, extraordinare, când
nu ne mai venea să plecăm de acolo. Când simțeam prezența lui Dumnezeu, când am întrezărit ceva din frumusețea lui, din măreția lui, din splendoarea lui Dumnezeu și am fi stat acolo, n-am mai fi plecat acasă, nu ne-am mai fi ridicat de pe genunchi. Ne-am fi dorit să nu se mai termine. Dragii mei, este de dorit ca zilnic să urcăm pe munte în prezența lui Dumnezeu, să admirăm frumusețea lui, măreția lui, dar nu ne putem face colibe acolo. Noi nu suntem chemați să stăm doar pe munte. Știți de ce? Pentru că este nevoie de noi în vale, acolo unde sunt oameni în nevoi, oameni bolnavi, oameni nenorociți, oameni pierduți care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Trebuie să coborăm în vale. Nu este corect să stăm doar pe munte, dar nici nu este corect să stăm numai în vale. Corect ar fi ca în fiecare zi să ne petrecem un timp pe munte în prezența lui Dumnezeu, să ne încărcăm bateriile, să ne umplem de Duhul lui cel Sfânt și apoi să coborăm în vale ca să slujim oamenilor. Deci, dragii mei, ce învățăm astăzi din cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie să fim sfinți, trebuie să rămânem în sfințenia lui Dumnezeu. Dar nu este suficient atât. Trebuie să coborâm și în vale și să slujim oamenilor după voia lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.